În ultima vreme au apărut pe paginile de socializare imagini potrivit cărora ar exista secții în Spitalul Municipal de Urgențe Roman, unde lenjeria de pe paturi ar fi foarte deteriorată. Purtătorul de cuvânt al instituției susține că este un lucru neadevărat și că pare să fi fost un accident. Am primit și noi această sesizare din mass media în legătură cu lenjeria din spital. Împreună cu Consiliul Director și cel medical s-au făcut verificări pe absolut toate secțiile din spital. Nu s-au găsit astfel de lenjerii deteriorate ca cele apărute în pozele de pe mass media. Spitalul Municipal de Urgență Roman are în stoc lenjerii suficiente pentru schimbat și lenjerii optime pentru a fi folosite. Atât de deteriorate, nici nu aveai cum să înfeși perna dacă erau de la început. Nu vrem să acuzăm pe nimeni de nimic, dar nu este posibil. De asemenea, rugăm toți pacienții care au o problemă, întâmpină orice problemă în spital, dacă ceva nu le este pe plac, să apeleze la cadrele medicale, la asistente. În cazul în care poate se întâmplă, se pot schimba. Pacienții nemulțumiți de serviciile medicale din Spitalul Roman sunt rugați să sesizeze conducerea spitalului, care va încerca să rezolve problemele.